Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Alfred Korsbisky. Divinitatea s-ar putea să îți ierte păcatele, dar sistemul tău nervos nu o va face. Din momentul în care m-ai etichetat, tu mănânci. Oamenii pot fi otrăviți la propriu prin idei și învățături false. Cuvintele nu sunt lucrurile despre care vorbim. Există două modalități de a trece ușor prin viață. A crede totul sau a te îndoi de tot. Ambele ne eliberează de povara gândirii. Lumea reală este indescriptibilă. Dacă s-ar efectua analize psihiatrice și științifice ale celor care ne conduc, omenirea ar fi îngrozită de dezvăluiri. Prin urmare, noi vedem că una dintre originile evidente ale neînțelegerilor umane se află în utilizarea zgomotelor pentru cuvinte. Nu este niciun mister că unii dintre cei mai influenți filozofi erau bolnavi mental. Harta nu înseamnă teritoriu. Orice propoziție care conține cuvântul este creează o confuzie de structură lingvistică care în cele din urmă va da naștere la erori grave. Dacă bagi degetul în curul femeii când faci sex, ea va ajunge mai repede la orgasm. Să privești ființele umane ca pe niște unelte, ca pe niște instrumente, care să fie utilizate de alte ființe umane, nu este doar neștiințific și respingător, stupid și limitat. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.